Și am dat 4 lei jumate pe o coropiniță de bani, ea cumpăram o grămadă de pește. Mă gândit că o să moare aproape 50 de lei. Iată ce am făcut. Este o sită din plastic cu capac care se bagă într-o gălețușă. Scoți găleata cu găurele, bagi, arunci apa, iei altă apă proaspătă și dai apă nouă la peștișori. Pentru că mi-au murit coropinițe în cutia asta cu altă ocazie, m-am gândit să fac ceva. Situațiile care le-am avut până acum, eu știam că dacă țin coropinițele împreună, ele se bat între ele și se omoară. De-aia coropinițele se țin separat în penar. Eu în penarul ăla nu puteam să le mai țin și a trebuit să găsesc o soluție. Ce am făcut? Am vărsat coropinițele din penar în găleată. Și m-am gândit să le urmăresc, să văd dacă se bat, să văd ce se întâmplă. Am pus niște iarbă verde peste ele. Iarbă verde din jumulită de pe maluri. Și când scoteam și le verificam, ele erau se plimbau pe iarbă pe acolo, nu erau toate grămadă pe fund. Și era una mai sus, una mai jos, unele pe fund și am zis, opa, asta e așa că e în regulă. Am vorbit cu alt tovarăș pescar care mi-a zis că a făcut și el la fel și a băgat nu a găsit iarbă sau mă rog, nu știu ce s-a întâmplat și a băgat înăuntru hârtie. Și am băgat și o hârtie. Și iată cum arată. Iarba are aici vreo 10 zile și hârtiile vreo 4-5. Și coropinițele sunt acolo. Iată cum arată căsuța lor. M-am gândit că vietățile astea trebuie să mănânce și ele. Și am luat un cartof, l-am tăiat în patru și l-am băgat acolo. Acum vreo 2 zile când m-am uitat la cartof, am văzut că era cartoful mâncat. Am pus și puțină apă așa ca să aibă ceva umezeală și văd că stă bine. Peste cele 11, am mai cumpărat încă 17 de la un pescar care nu mai avea nevoie de ele și sunt o mulțime de coropinițe acolo. Acum, testul, experimentul este, pentru că eu nu m-am mai uitat de vreo 3 zile să văd ce se întâmplă acolo, practic de când mi le-a dat pe alea 17 și le-am pus peste primele, eu nu știu ce e acolo și vreau să fac un experiment acum, în direct, să vedem câte au murit. Atenție și stați aproape. Ia să vedem. Pentru că vreau să fiu în direct. Aici nu mai e nimic. Și nu se văd urme de coropișnițe moarte. Poate o fi căzut acolo. Hai să vedem, să iau iarba, să dau la o parte. Așa arată. Pac, pac, pac. Nu tai filmul, pur și simplu. Filmul merge în continuare. Chiar dacă este mai lung, n-are nimic, eu vreau să văd și vreau să arăt. Uite-le. Nici o coropișniță moartă. Nici una. Cartofii. Uite. Ia să mă uit la el. Chiar dacă durează mai mult și filmulețul, stați cu mine că merită. Uite, cartoful este mâncat. Uite-l. Să văd. Uite, să vede cum a mâncat din el. Ăsta la fel. Și am avut 4 bucăți de cartofi. L-am tăiat în 4 cartofi și 2 le-am mâncat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 coropinițe mai am. Hai mă, focalizează-te. Păi, n-a murit niciuna. Nici una. Au mâncat, au trăit și uite cât de vii sunt. Uite asta bașoacă, asta cât de mare poate să fie. Uite așa cum s-o mână. Uite cât de mare e. Asta da coropișniță. Ah! Nu știam că și mușcă, bă! Nu numai, are și gură. A mușcat asta, bă! Nu numai dacă a desfăcut picioarele așa, are gură cu care mușcă. Aia este plină de ouă. Uite cât de mare poate să fie. Asta e un fel de regină, nu știu ce Dumnezeu o fi ea. Deci la 4,50 lei cât am dat pe ea, și merită toți banii. Dar nu vreau să le folosesc decât dacă începe pescuitul, că nu vreau să le toc. Și am sistemul ăsta al meu de două ace
cu sistem de antifurt pentru coropișniță și stă foarte bine acolo. Da. În dispozitivul ăsta ele nu numai le ține vii. Aici este casa lor, ele trăiesc aici. O să fac și un experiment cu foi de varză, doar două bucăți, să vedem dacă le mănâncă. Aici este casa lor. Un singur cuvânt am răspuns. Recomand. Iarbă, hârtie și dispozitivul ăsta. Și uite, sunt 10 zile de când eu am coropilință. Salutare, tare de tot!